Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Factura COVID-19. Peste 1400 de agenți economici au solicitat indemnizație de șomaj tehnic. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui a plătit până la data de 31 mai 2021 o sumă totală de 32.379.668 de lei, aferentă indemnizației de șomaj tehnic. Banii au fost alocați pentru un număr de 4.212 cereri depuse cu un număr maxim lunar de 8.674 de persoane, adică 1.410 agenți economici înregistrate în luna mai 2020 și un număr minim lunar de 379 de persoane, adică 61 de agenți economici înregistrat în luna mai 2021. Oamenii de afaceri din județ au precizat că singura opțiune pentru dezvoltare locală și crearea de locuri de muncă este reprezentată de fondurile europene. Antreprenorii susțin că dacă banii din PNRR s-ar împărți echilibrat la nivel național, pentru județul Vaslui ar reveni 700 de milioane de euro. Pericol de inundații în mai multe comune din nordul județului Vaslui. Inspectoratul pentru situații de urgență Podul Înalt al județului Vaslui intervine cu 5 autospeciale, 4 motopompe transportabile, 2 motopompe remorcabile, 2 bărci pneumatice și echipaje specializate pentru evacuarea apei din mai multe gospodării din zona de nord-vest a județului Vaslui, în comunele Băcești și Todirești. În localitățile Sofronești și Drăgești, pompierii intervin pentru evacuarea apei din 10 gospodării, între care 2 locuințe. Au fost evacuate peste 20 de păsări și 5 suine. În localitatea Sofronești a fost evacuat un bărbat dintr-o locuință afectată de inundații. În comuna Băcești au fost afectate 10 gospodării. În comuna Dumești, râul Bârlad și afluentul Hăusei au fost la cote maxime. Din fericire, nivelul apei a mai scăzut. Președintele Consiliului Județean Dumitru Buzatu cere primarilor să-l întâmpine așa cum se cuvine pe premierul Florin Câțu. Premierul Florin Câțu se va afla mâine 2 iulie la Vaslui pentru a participa la alegerile interne ale organizației județene PNL. Președintele Consiliului Județean Dumitru Buzatu, care este și liderul județean al Partidului Social Democrat, cere primarilor să-l întâmpine pe primul ministru în fața locației care va găzdui evenimentul pentru a-i transmite necesitățile bugetare de care au nevoie pentru a finaliza proiectele începute. În prezent, mai multe primării sunt blocate financiar, iar la final de an există riscul ca unele să intre în faliment. Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 vor primi o zi liberă. Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri propunerea legislativă potrivit căreia persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază la cerere de câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată. Au votat pentru aprobarea proiectului 263 de deputați, 30 au votat împotrivă, iar 4 s-au abținut. Pregătiri intense pentru zilele Vaslui. Centrul orașului va găzdui doar activitățile culturale. Vasile Pavel, primarul municipiului Vaslui, a spus că pregătirile pentru zilele Vaslui din perioada 13-15 august 2021 sunt în plină desfășurare. Zona centrală a orașului va fi alocată exclusiv pentru activitățile culturale. Cultura nu se va amesteca cu mici și bere. Zona de alimentație publică o să o ducem la stadion în fața sălii sportului. O să se expună acolo produsele, iar consumatorii vor putea să meargă, vor fi activități de sport și momente culturale organizate împreună cu muzeul și biblioteca. Vom organiza și tradiționala nuntă de aur și am identificat 90 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Vom face o sărbătoare frumoasă în cinstea lor, a spus Vasile Pavel, primarul municipiului Vaslui. Prezență de 95% la cea de-a treia probă a examenului de bacalaureat. Bacul a continuat miercuri cu proba la alegerea profilului. Elevii au avut de ales între obiectele geografie, filozofie, logică, economie, psihologie, sociologie, fizică, chimie, biologie și informatică. Subiectele au avut și de data aceasta un grad de dificultate mediu. Dintre cei 2744 de candidați înscriși pentru această probă, 2632 au fost prezenți, iar 112 au absentat, potrivit ISJ Vaslui. Aceasta a treia zi de examinare a fost lipsită de evenimente, astfel încât niciun candidat nu a fost eliminat. Ieri dimineață, barajul de la Solești și-a luat din nou tributul de vieți omenești, de această dată găsindu-și sfârșitul în apele sale un bărbat în vârstă de 38 de ani din județul Vrancea. Din primele cercetări se pare că victima făcea parte dintr-un grup format de mai multe persoane care veniseră pe acumularea de la Solești pentru a se relaxa la o partidă de pescuit. La un moment dat a observat că unul dintre ei lipsește și nu este de găsit, așa încât a apelat la 112, bănuind că omul ar fi căzut în apele barajului și s-ar fi înnecat. Din nefericire, temerile lor aveau să se adevere
adeverească trupul inert al prietenului lor fiind scos din apele barajului după aproape o oră de căutări febrile de către pompierii militari sosiți la fața locului. Polițiștii vasluieni au declanșat o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauzele care au dus la producerea acestei tragedii. Un senator de Vaslui este implicat într-o anchetă privind consumul de droguri. Senatorul AUR de Vaslui, Andrei Busuioc, este cercetat într-un dosar privind consumul de droguri după ce în urmă cu 6 ani polițiștii au descoperit că acesta creștea marihuana în grădina locuinței părinților lui. Brigada antidrog descoperise că marfa era comercializată pe Piața Neagră din Republica Moldova. În timpul perchezițiilor, poliția a găsit în podul casei un sac deja recoltat cu ceea ce părea a fi marihuana. Întrebat de reporterii de la Rise Project despre acest episod mai puțin plăcut din trecutul său, senatorul de Vaslui a declarat că toți anchetatorii care s-au ocupat de cazul său formau o gașcă, aceștia fiind dați afară din serviciu pentru că fabricau dosare. Peripețiile unui culegător de floare de tăi. În cursul zilei de ieri, pompierii militari vasluieni au participat la o intervenție ceva mai puțin întâlnită. Au fost chemați să salveze un bărbat de 38 de ani din comuna Banca, care a rămas blocat într-un tei. După cum se știe, în această perioadă din an, teii înfloresc, lucru care atrage nu numai harnicele albine, dar și pe oameni. Numai că, spre deosebire de albine, care sunt avantajate de mama natură și pot zbura nestingherite de la o floare la alta, oamenii trebuie să se cocoațe în copaci prin forțe proprii, lucru care poate fi o provocare sau chiar o periculoasă aventură, așa cum a trăit pe propria ei piele bărbatul din satul Garabanca. Ieri după amiază, omul s-a gândit că n-ar strica să culeagă niscaiva floare de tei și a trecut la acțiune, cățărându-se rapid într-un tei din localitate. Însă, în scurt timp, a realizat că banala sa îndeletnicire s-ar putea transforma rapid într-o nenorocire, mai ales în momentul în care a simțit cum craca pe care era cocoțat a început să cedeze sub greutatea sa. Nu că bietul om ar fi cântărit prea mult, dar este știut faptul că rezistența teiului este una cât se poate de fragilă, crengile putând ceda foarte ușor. Speriat, omul a apelat la 112 și a cerut ajutorul pompierilor militari. Odată revenit cu picioarele pe pământ, omul a înțeles probabil că nicio ceașcă cu înmiresmatul ceai de tăi nu merită să-ți rup vreun os sau chiar să-ți frângi gâtul, așa că pe viitor nu se va mai cocoța în tăi cu atâta nonșalanță. Un proiectil neexplodat a fost găsit la câțiva metri de Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Un proiectil exploziv de artilerie calibrul 122 mm a fost descoperit în municipiul Vaslui, la aproximativ 250 de metri distanță de Spitalul Județean de Urgență. Pirotehniștii au luat elementul de muniție care urmează să fie distrus și l-au depozitat în condiții de siguranță. Pirotehniștii au continuat săpăturile în perimetrul de siguranță, dar nu au mai găsit niciun alt proiectil. Au anunțat și cei de la ISU Vaslui. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.